Ioana Căpitănescu și fiica ei Tara intră în competiția refrenelor. Veți vedea despre ce este vorba imediat. Până atunci să le poftim alături de noi Mariana Ionescu Căpitănescu și fiica ei Tara. Hello Tara. Ce faci? Bine. Ai emoții? Sărut mâna, sărut mâna, doamnă. Bine v-am găsit. Sunteți mama tarei? Da, cumva am rămas, am intrat puțin la apă, am rămas mai micuță, dar sunt mama ei. Mama tarei, sărut mâna, ai venit cu mama. Așa vin artiștii câteodată însoțiți de mame deocamdată, la emisiune. Deocamdată, deocamdată. Parcă vă cunoști pe dumneavoastră de la televizor. M-ați mai văzut. Cer scuze, pe Tara o cunosc. Da. Tara, te rog frumos să iei un loc aici. Ai emoții? Fii sinceră. Da, am emoții, păi nu-mi dă voie să nu spui aia, să nu vezi ce zici, zic vorbește numai tu. Ce ți-a zis? Așa că te rog să o întreb pe ea. Ce ți-a zis? Mi-a zis, lasă-mă în pace. Că mă concentrez înainte de a intra. Păi da, pentru că și tu o cicăleai la cap, este? Da, da. Tu o cicăleai, ce ziceai? Ai grijă cum unde te uiți, ai grijă cum vorbești, da, ai grijă cum ții micul. Așa că mai bine nu-i mai zic nimic. Exact. Lasă, uite, se descurcă pe cont propriu, dar totuși stau lângă ea, știi? Se descurcă pe cont propriu, dar totuși stau lângă ea, totuși stau lângă ea. Așez acolo și sunt cu minte, promit. Am înțeles, dar mi se pare cel mai tare să vii cu copilul la emisiune și cred că astea sunt cele mai frumoase clipe și momente. Da, și le consider cele mai mari realizări. Cei doi copii ai mei sunt cea mai mare realizare a vieții. Mamă, când ai zis acum, tu nu-ți dai seama, dar îți dau cuvântul meu de onoare, când ai zis acum copiii mei sunt cea mai mare realizare a vieții, ți s-au umezit ochii, pe cuvânt, instanții s-au umezit ochii. Este adevărul. Este adevărul și spun cu mâna pe inimă și îi mulțumesc lui Dumnezeu că i-am. 22 de ani are băiatul, e la școală în Elveția, iar Tara o să ne și cânte ani, astăzi are 11 ani. Da. Da, dar mai e cineva, mă, fără care nu putea să veniți astăzi aici. Nici nu l-am recunoscut. Mamă, câtă eleganță pe cuvântul meu. Soțul meu întotdeauna deci a fost elegant. Deci în spatele camerelor de filmat, câtă eleganță, câtă prestanță. Deci crede-mă, noi obosiți aici pe Tarla la emisiune, dar soțul, să trăiți, domnul Căpitănescu. Să trăiți. Dar nu vreți să veniți cu noi aici la ședință cu părinții, dacă tot ați venit, domnule? Haideți, domnule, luați microfonul. Haideți așa pe nepusă masă. Adică, ca să înțelegeți, domnul Căpitănescu nu era pregătit să intre astăzi la emisiune ca să-și ia rochia, să nu știu ce. Eu sunt prea fericitul șofer al acestui. Șoferul, domnule, dați-mi voi să vă spun că arătați impecabil așa, totul trăznet. Păi mă plătesc, mă cumpără haine. Deci au zis, vreți să avem un șofer impecabil. Da, da, îmi cumpără haine tot așa. Perfect, ok, haideți să luați un loc aici și dumneavoastră. Unde? Stați un pic. Tara, am adus și pe tata și pe mama. Înțeleg, îmi dau seama acum. Nu a fost pe drumul cel mai bun treaba asta. Tu vrei să vii la emisiune fără părinți? Adică nu glumesc, fără părinți. Să fii așa, relaxată, nu? Simți cum suflă înceapă amândoi să uite la tine. Uite. Normal că sunt părinții hai care... Hai să ne doresc... retragem ușor, ușor, nu? Hai de aici, nu mai lângă mine. Du-te tu lângă câți ani Cătălin ai acum? 11 ani, mulți înainte. Fii atentă, nu trebuie să ai emoții. Noi suntem prietenii tăi și mă bucur că astăzi o să vii și o să ne cânti aici. O să facem așa un fel de ștafetă pe care o predăm de la fică la mamă, corect? Da. Să ții microfonul mai aproape. Tu de mică îți doreai să cânti? Da. Și? Ce zicea mama? Mai bine învață la biologie decât să cânti. Eu am vrut să cânt. Da? De când eram mică mă uitam la mami și m-a inspirat foarte mult. Ce de fain, adică vedeai pe mami și ce ziceai, lasă mami, că într-o bună zi o să fiu și eu ca tine, nu? Mai bună. Ok, asta vreau să auzim. Bravo, Tara, 1-0. Deci asta, mă, deci vezi, mă, Doru Sandel, e bună la mai la ce, la portocale, nu? Acum sunt la gutuile tale. La gutuile astea, îți place ce meniu bogat avem? Știi cum? Floricele, gutui și cozonac. Meniu perfect pentru Revelion. Foarte bine. Doamne ajută. Avem tot ce trebuie. Dar vezi că dacă te vede colega mea Lezis, vine, îți mănâncă urechile. La revedere, să fie sănătoasă, nu trebuie să-mi lase aici. Păi asta zic și eu, te le-a lăsat treaba ei. Așa, Tara, și de mică îți doreai să fii ca mama ta, nu? Da. Și iată că acum o să cânti. Dar ție îți place tot așa muzica populară sau mai mult muzică ușoară vrei? Îmi place mai mult muzica ușoară, doar că eu sunt mai bună decât mami la muzica ușoară și ea e mai bună la populară decât mine. Am înțeles. Deci așa pe muzica că... ușoară ea să nu se bage, iar pe muzica populară încă tu mai exersezi, o mai las pe ea să-și facă treaba, nu? Da, să ții microfonul mai aproape, că vreau să te întreb, tati la ce se pricepe, muzica ușoară sau populară? Șoc. Fii adevărat. Zero. Praf, nu? Nu cântă deloc? Ba da, mai cântă și el așa prin mașină, dar... Dar tu ai căștile în ureche atunci, nu? Păi... Ok. Nu prea e bun! Mulțumesc! Ok.
Câteodată trebuie să le spunem părinților adevărul în față. E ok, părinții e bine să știe. Deci mami, sunt mai bune decât tine la muzică ușoară, o să fiu mai tare la muzică populară mâine pe mâine, iar tu, tati, mai bine... Spune, mai bine pe știri. Mai să... bine te retragi. Da, acum. Îmi spune, da, să tac, pentru că îi stric coardele vocale dacă mă aude pe mine cântând. Nu pot să cred. Aveam impresia că sunt singurul care primesc aceste apostrofări prin mașină. Mă bucur, suntem în aceeași echipă. Perfect, domnul Căpitănescu. Și apropo, apropo, da, să spun o chestie. Din, dau din, din, din casă. Din, din casă. Tara, la început, când cânta și populară și ușoară, o avea model pe Andra. Da? Adică zice, uite, Andra le face pe amândouă. O să încerc și eu. Și până la urmă, ușor, ușor, a ieșit din populară și a rămas pe... Da, dar vrea să se întoarcă la populară și a zis că o să o depășească și pe mami, așa că pregătiți-vă. Da, e foarte bine. Perfect. Cum a fost anul ăsta pentru tine, Tara? Cum a fost la școală? La școală cânti? Te pun colegii să le cânti? Da, mai ales la muzică. Da. La ora de muzică eu fac și pian. Wow, ce tare! Și mai cânt. Și m-am simțit foarte bine la școală. Colegii sunt bucuroși că ești acolo printre ei și că le cânti, nu? Da, și mă suportă. Mă suportă. Adică... Mă încurajează, poate vrei să spui. Nu, no, eu înțeleg ce zice Tara. Mami, ai văzut, mami, bă, să corecteze, bă, cum sunt părinții ăștia. Adică Tara ce, bă, mulțumesc, colegi, că mă suportați, că eu cânt toată ziua și poate voi vreți să mai citiți sau să faceți ceva, nu? Da. Și că și mă încurajați, foarte tare. Tara, mă bucur mult de tot că ești astăzi alături de noi. Și asta vreau să zic, nu trebuie să ai emoții. Vrei să cântești și mai stăm apoi de povești? Deci cum facem? Tu începi să cânti, apoi cântă și mami și apoi... Predăm așa ștafeta de la una la alta? Okay. Eu prefer să cânt, dacă ea cântă ceva refrene cunoscute, prefer să fiu backing voice, știi? Okay. Adică să nu fiu în față la muzica ușoară, pentru că eu cânt muzică populară, așa cum a zis și ea, la ușoară nu mă bag, știi? E bine să te retragi, Glorie, și să recunoști ce știi să cânti. Deci ușoară chiar am lăsat-o numai pe ea. Uite-te la mine, Tara, și zici, se mai bagă peste tine câteodată și la ușoară, nu? Da, și ea îmi spune, taci. Okay. Se bagă, nu? Ia, ține microfonul un pic, așa, ce zice? Te rog, aici cântă așa, nu? Păi, în primul rând că mă corectează la muzică ușoară. Deci eu aș fi nebunie în locul tău. Și eu îi spun că cântă foarte bine la muzică populară. Și se rămâne acolo? Da. Și ea nu? Nu. Ea vrea și ea la ușoară? Da. Păi și nu te scoate din sărite chestia asta? E, ce să fac și eu? N-avem ce să facem, sunt părinți și trebuie să acceptăm așa cum sunt. Da. Fratele tău cântă? Nu. Asta ar mai lipsi, să cânte și el, să se bage și el, nu? De asta mai avem nevoie. Exact, să se bage și el cu sfaturi, cum ar fi? Perfect, haideți să cântăm. Să știi că ești foarte simpatică și mă bucur că ai venit la noi la emisiune și parcă văd că peste câțiva ani o să vedem imaginile astea și o să ne bucurăm când o să le vedem. Mulțumesc. Pentru că o să fii artistă și o să te uiți așa cu mare drag. Pentru că acum o să ne și cânti. Dar cum i-ai spus mie zilele trecute când ți-am spus că o să vii să particip la emisiunea lui Măruță? Ce ai zis? Va fi adevărata? Adevărata ta? Apariție. Adevărata lansare, mi-ai zis. Dăm voie să fiu acest Tavi Ursulescu al showbiz-ului. Nu ai zis? Tavi Ursulescu eu sunt. Da. Dați-mi voie să o prezint pe Tara alături de noi. Tara Căpitănescu, venită din inima Olteniei. Mamă, Tavi Ursulescu, când făcea o prezentare, este Tavi Ursulescu pentru noi. Cum să zic, am făcut niște emisiuni în vară, nu există prezentator. La nivel de excelență. Deci, băi, venea și despre orice invitat spunea și știa cum să folosească cuvintele din toată inima, Tavi Ursulescu, toate gândurile noastre bune, un om fabulos. Tara, pregătită? Da. Ok, vreau să ai curaj, atitudine. Da. Și să se uită toată școala. Da? Ce școală din Craiova? Cum se numește școala? Școala Română-Britanică. Of course. Școala Română-Britanică. Să se uite la noi și spune lui mami că tu ești pe scenă acum și ea trebuie să aplaude. Așa că stai jos. Exact. În sfârșit a venit și vremea noastră a copiilor. Mami, stai jos și aplaudați. Bravo, Tara. Să ai succes și îți mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Frightful, but the fire is so delightful. And since we no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate
storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Bravo, Tara, alături de noi, Tara Căpitănescu, astăzi a cântat aici la emisiune. Bravo, mi-a plăcut de tine, foarte dezinvoltă pe scenă, fără emoții. Păi, dar vrei să facem o șmecherie acum? Să o invităm pe mama ta și să cânti ceva refren acolo? Să vedem dacă se pricepe la ușoară? Da, hai. Ha? Ai are curajul? Mă las? Mult noroc! Bate palma! Deci s-a uitat Tara așa, la Mariana așa, hai, mult noroc! Eu sunt pe locul 5 în spatele ei de acum, deci spun. Asta e, dar îmi place așa atitudinea, că... mamă, deci ai văzut cum ai zis? Păi, deci, hai, atent, eu când vreau să repet după ea, cântă ea un refren de ușoară, zice, mami, oprește-te, nu mai cânta, păi acum îți dai seama că mă opresc și o las pe ea. Hai să vă vedem, Ciucă, ai ceva muzică, avem acolo un microfon. Perfect, eu mai stau cu domnul până repetați un pic acolo, adică nu mai repetăm, până vă pregătiți. Domnul Căpitănescu, ce faceți? Cum merge treaba? Voi la femeia și îmi zic în born to be artist. Asta este, mă bucur mult de tot. Și cred că orice părinte își dorește, ați văzut ce atitudine pe scenă, adică dezvoltă. Și noi ne bucurăm de... Să țineți microfonul. Și noi ne bucurăm de atenția voastră și vă mulțumim și vă apreciem familia. Mulțumim mult de tot. Mulțumim mult de tot. Super, știm de când erați micuți. Mulțumim mult de tot. Haide să îi vedem Tara și Mariana Căpitănescu fără costumul popular, are un costum acum din zona muzicii ușoare. Da. Hai să vă vedem. Ciucă, tu ai refrenele acolo și dau legătura una de la alta? Nu legătura una de la alta. Ia, perfect. Descurcați-vă, ia. Hai să scând acum să te amintești. Dansam peste zile din București, pe vremea când încă trăiam povești, cât ne iubeam, ți-amintești? Hai să-ți cânt acum să-ți amintești. Dansam pe străzile din București, pe vremea când încă trăiam povești, cât ne iubeam, ți-amintești? Bine! Mariana, bravo. Nu înțeleg cu tine, ai fost un pic cam timorată. Am fost timorată, nu vreau să iau fața. V-am spus că nu cânt muzică ușoară. Hai să mai dăm încă unul, hai să mai avem încă un refren. Nu, ia ce... Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Trebuie să cântați că de asta v-am dat microfon. Sunt foarte impresionată de cum cântă ea și mai bine nu. Și știi care e chestia? Este și în direct, este și la lumină și reflectoare și multă lume, știi? Da. Și îți dai seama că ești presiunea asta, tot se uită. Ia mă, ia, hai să vedem cum cântă ea live. Uite mă, a luat așa microfonul și a cântat. Tara, să ai succes, să știi, și îți mulțumim mult de tot. Ai Instagram? Da? Păi de zile oamenilor, cum e contul tău de Instagram, ca orice star? Tara Căpitănescu. Mi se pare firesc, Tara Căpitănescu. Și pe Facebook? Nu am. Nu are, nu are cont de Facebook. Nu sunt așa de demodată. Ok. Oh! Mamă, îmi place de tare. Forță. TikTok? Da. Deci pe TikTok tot Tara Căpitănescu. Nu, dar nu postez. Ok, doar Instagram? Da. Tara Căpitănescu? Da. Bate palma. Să ai succes și un an minunat. Au trecut emoțiile? Da. Perfect. Vă mulțumim mult de tot. Vă mulțumim mult de tot și vă mai așteptăm cu mare drag. Mulțumim mult de tot. La mulți ani. La mulți ani. Mariana, mulțumim mult de tot. Mulțumim, Tara. Succes!